Crânciob. Construcție alcătuită din mai multe leagăne sau bănci, montate în cerc sau suprapuse, fixate pe același schelet, care se balansează sau se învârtesc, servind ca mijloc de distracție pentru tineri. Credințele din Bucovina și din întreaga Moldovă evidențiază că scrânciobul ar fi apărut în amintirea lui Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei 12 ucenici, care, cuprins de remușcare pentru că îl vânduse pe Iisus, s-a spânzurat. Oamenii l-ar fi căutat timp de 3 zile fără niciun rezultat, dar, când l-au găsit, au văzut că vântul îl bătea și îl clătina împreună cu creanga de care era atârnat. Denumirile construcției diferă de la zonă la zonă. Scrânciob, în Munții Apuseni, Moldova, Bucovina, Dulap, Leagăn, Țițeche, în Muntenia. Țuțul, Țuțoluș, Țara Hațegului, Zdrâncă, în Bihor, Satu Mare, Scrânciob, Leagăn, Legănuș, Țuțuluș, Vârtej, Vârtij, Vârtiloi, în Banat. În general, datina de a se da în Scrânciob se utilizează în toate duminicile și sărbătorile de peste an, cu excepția Duminicii Paștelui, când Scrânciobul nu umblă nicăieri. Scrânciobul începe să fie construit în Vinerea Mare, Vinerea Seacă din Săptămâna Mare, ultima săptămână de dinainte de Duminica Paștelui. Și apoi este folosit în toate duminicile și sărbătorile, începând cu ziua de luni după Paște și până la Rusalii, în Duminica Mare. Tot în ziua de Sfântul Gheorghe funcționează scrânciobul, dulapul și în romanați. În mod obișnuit, odată cu datul în scrânciob, se organizează și horă, joc, dansul alternând cu distracția cealaltă. Unii cercetători cred că datul copiilor în scrânciob ar putea avea rostul să provoace simbolic creșterea în putere a lor și înălțarea și bogăția cerealelor. Când păianjenul mușcă pe cineva, acesta este sfătuit să se dea într-un scrânciob, în credința că astfel se va vindeca.